oprit pe premierul Marcel Ciolacu în debutul acestei ședințe de guvern. Vă reamintesc, doamnelor și domnilor, informația acestei zile este faptul că datele alegerilor prezidențiale și parlamentare au fost agreate de PNL și PSD. 24 noiembrie și 8 decembrie vor fi cele două tururi ale prezidențialelor. Pe 1 decembrie, de ziua națională, vom merge să votăm la alegerile parlamentare și o informație extrem de importantă care vine chiar de la Marcel Ciolacu într-o discuție cu jurnaliștii înaintea ședinței de guvern. A spus șeful PSD că va propune partidului în congresul care va avea loc zilele următoare susținerea lui Mircea Joană pentru cursa pentru Palatul Cotroceni. În platou alături de mine, domnul Cristian Pârvulescu, politolog. Bună ziua, domnule profesor. Bună ziua. Mulțumesc pentru prezență. Cum vi se pare această informație, această știre? PSD, Marcel Ciolacu va propune partidului să-l susțină pe Mircea Joană din partea PSD drept candidat. Pe sursă avem informația că deja ar fi luat pulsul mai multor lideri importanți ai formațiunii, astfel încât are deja cumva o asigurat un sprijin în acest sens. Important este dacă are asigurată și o acceptare din partea domnului Joană. Din câte știu, aceste negocieri existau de ceva vreme. Ele au fost dificile. Asta este motivul pentru care nu s-a anunțat mai devreme. Deci bănuiesc că există un consens și că e foarte probabil, dar niciodată absolut sigur, că acest lucru se va întâmpla. Ceea ce înseamnă că PSD are o șansă cât se poate de serioasă, nu numai să treacă în turul 2, ci să și câștige alegerile prezidențiale, dacă niciun accident nu se întâmplă pe parcurs. Pentru că domnul Joană nu va fi un candidat al PSD, ci va fi un independent sprijinit de PSD și poate și de alte formațiuni politice. Există, din punctul ăsta de vedere, o certitudine pentru domnul Ciolacu, că dacă domnul Joană va fi președinte, domnia sa va fi prim-ministru. Deci întrebarea este cu ce s-a ales PNL acum, făcând un calcul după toată această tevatură legată de data alegerilor, pentru că toată teoria tandemului pică în momentul ăsta. Tandemul va fi Joană Ciolacu și nici pe departe Ciolacu Ciucă, așa cum lăsau să se înțeleagă cei de la PNL. De altfel, modul în care au fost programate alegerile nu avantajează în mod clar PNL, dar nu dezavantajează PSD, avantajează însă mare măsură extremismul. 1 decembrie, între două tururi de prezidențiale, pune temele naționaliste în prim plan și după alegerile europene trebuie să ne gândim că partidele care au asemenea coloratură vor avea totuși culoarul lor. Iar domnul Ciolacu a făcut o serie de declarații, care, inclusiv consultările de la Palatul Victoria, care arată că nu va neglija pentru PNL, pentru PSD, scuzați-mă, voturile care vin din acea zonă a electoratului pentru a-și atinge obiectivele pentru turul 2. Acel plus de voturi de care are PSD nevoie ar trebui să vină din acea zonă. Mie mi s-a părut o indicație cât se poate de clară. Știm că domnia sa apreciază foarte realist șansele pe care le are să treacă de turul al doilea. Mircea Joană, conform sondajelor, inclusiv ultimului care a apărut astăzi, are toate șansele să depășească acest moment. Ca urmare, e un pariu câștigător. Eu mă întreb așa. Din partea PSD am tot auzit mantra spusă că nu se poate ca acest partid să nu aibă propriul candidat. Ei bine, acum se îndreaptă spre această variantă. Varianta fără propriul candidat. E candidatul susținut. Unui candidat independent. E susținerea unui candidat independent, nu este susținerea unui candidat politic. Nu este susținerea lui Nicolae Ciucă de la PNL, pentru că de fapt aici era întreaga discuție. Și nu e tandem. Este candidatul pe care îl susține PNL, eventual îl vor susține PSD, eventual îl vor susține și alții. PNL anunțau în egală măsură pe surse că aveau discuții cu domnul Joană. Nu știu dacă într-adevăr l-au avut sau era doar pur și simplu informație lansată în negocierile cu PSD, dar aveam informații clare din partea unor surse din PSD că negocierile cu domnul Joană s-au reluat. Și spun s-au reluat pentru că ele au existat cândva înaintea erei noastre, înainte de pandemia de COVID, dar lucrurile s-au schimbat după aceea pentru că PSD a ajuns la guvernare. Da, domnul Ciolacu ar fi vrut să devină președintele României, dar trebuia să aibă niște certitudini. De exemplu, că domnul Simion ajunge în turul al doilea. Această certitudine nu mai există în momentul de față. Ca urmare, e mult mai simplu, pentru că un tur al doilea, Joană Ciucă sau Joană Simion,
este conform sondajelor tranșat încă de acum. Dar știți, sondajele de multe ori ne induc în eroare. Vom vedea, se pot întâmpla minuni. În urmă cu două săptămâni mi-aduc aminte foarte bine atunci când au început aceste discuții pe data prezidențialelor și când PNL-ul a spus nu vrem septembrie, vrem alegeri la termen. Marcel Ciolacu l-a transmis, potrivit informațiilor noastre, dacă schimbăm data din septembrie în noiembrie sau decembrie, atunci nu voi mai fi eu candidat și foarte probabil PSD-l va susține pe Gioană. Iată, s-a ajuns la materializarea sau la aproape la materializarea acestui avertisment. Ce va face Nicolae Ciucă, ce va face PNL, domnule profesor? PNL au căzut în propria capcană. Nu prea mai au ce să facă. Trebuie să aibă un candidat, nu pot să-l susțină pe Gioană sau pot să-l susțină, dar mă rog, sunt oricum vioara a doua, își asumă vioara a doua. De fapt, marea problemă a PNL cu aceste parlamentare laminate între două tururi de prezidențiale este că dacă nu au candidat în turul 2, nu or să aibă un rezultat la parlamentare suficient de mare. Dacă domnul Ciucă ajunge în turul 2, partidul își va atinge obiectivele, adică va avea mai mulți parlamentari decât ar avea într-o altă ipoteză. Va fi o bătălie foarte mare pe cea de challenger, o să vedeți, dar cum vă spuneam, încă șirul de scandaluri care tulbură viața politică românească înainte de prezidențiale n-a început, a fost doar mica discuție legată de plagiat. Eu mă aștept ca acestea să fie din ce în ce mai ample și domnul Gioană va trebui să reziste tuturor acestor momente, dar cu sprijinul PSD e un candidat de turul 2 cert. Nu știm cine e celălalt. E greu de crezut că PSD n-a reușit să bage un candidat în turul 2. Au reușit cu Viorica Dăncilă în 2019, au reușit cu absolut orice candidat. Vor reuși de pe locul întâi. Deci vor reuși de pe locul întâi. Domnul Gioană a mai fost pe locul întâi și în 2009, dacă vă aduceți aminte. Traian Băsescu a fost pe locul 2. Problema era adiționarea voturilor, dar v-am explicat de ce sărutul doamnei Șoșoacă la aceste întâlniri, așa zise consultări de la Palatul Victoria. Pentru că alegătorii aceia sunt, există și sunt în jur de 1,5 milioane, 2 milioane. Și diaspora votează la prezidențiale, ca și la parlamentare. Și am văzut cum deci diaspora au votat ca Diana Șoșoacă să intre în Parlamentul European. Evident, nu sunt singuri. Sunt 30.000 de voturi din 500.000, dar contează și acestea și cu siguranță mobilizarea va fi mult mai importantă atunci. Dar cum ar putea arăta turul 2 al prezidențialilor? Pentru că în toate sondajele acestea în care îl vedem pe Mircea Gioană pe locul 1, îl vedem pe Nicolae Ciucă pe locul 4. Pe 4, nu pe 2, nu pe 3. E adevărat, dar știți, aceste sondaje se fac acum. În momentul în care va începe campania, lucrurile pot să se schimbe. E vorba de doamna Lasconi, vom vedea. E vorba și de forța partidului. Avem până la urmă. Avem chiar un sondaj în scop de astăzi. Da, de la el mă și referam. Elena Lasconi este pe locul 3, cu un scor aproape dublu față de cât avea Cătălin Drulă măsurat în luna mai. Da, sunt foarte multe așteptări și doamna Lasconi cu siguranță are calități de comunicare pe care alți candidați nu le au, dar nu are aparatul de partid necesar care să o împingă în turul al doilea. Am văzut informații pe surse care arată că PNL este decis să facă o mobilizare extraordinară a așa numitelor forțe de dreapta pentru a recupera tot ce se poate din parlamentar și din grupări politice de la Forța Dreptei, de la USR, astfel încât să poată să concentreze cât mai multe forțe în campania electorală care va începe în toamnă. Deci șansa să poată intra în turul 2, domnul Ciucă o are, nu doar teoretic, dincolo de ceea ce spun sondajele. În practică va conta campania și noi știm că problemele domnului Ciucă sunt legate de capacitățile sale de comunicare. Dacă va reuși să treacă peste asta, va reuși. În orice caz, partidul la locale a obținut rezultate încurajatoare din acest punct de vedere. Sondajele de opinie indică, spre exemplu, sondajul Inscop de acum, datele publicate acum două zile pe alegerile parlamentare, indică un PNL pe locul 2 undeva în jur de 18% la o distanță apreciabilă de AUR și USR care se află în funcție de ipoteza de prezență undeva în jur de 12-14%. Oare cum va arăta scorul real al PNL dacă Nicolae Ciucă nu va intra în turul 2, pentru că parlamentarele vin după mult turul 1 și ne întrebăm cum ar putea fi, ultima întrebare, cum ar putea arăta viitorul Parlament? Viitorul Parlament va fi mult mai partajat și este pariul PSD. PSD vrea să fie partidul dominant parlamentar. Nu vrea să împartă nimic cu PSD. Cu PNL. Ca urmare, PNL va avea un scor
dacă nu reușește să performeze la alegerile prezidențiale, semnificativ mai mult decât în 2020. Deci dacă va deveni partener de guvernare, nu va putea emite pretenții la funcția de prim-ministru, așa cum spunea teoria tandemului. Dar vom vedea ce se va întâmpla. Pentru că știți, nici PSD nu este chiar partidul în care lucrurile să fie comode și nu cred că domnul Gioană va dori doar să fie președintele României, ci și să controleze partidul. Cu siguranță. Vă mulțumesc foarte mult, domnule profesor, pentru analiza dumneavoastră. Mergem mai departe, doamne.